Membrii, simpatizanții, deputații Partidului Șorci, ai PCRM, veterani, dar și oameni de rând au depus flori și la complexul Capul de Pod Șerpeni, acolo unde a fost organizat un eveniment amplu în memoria celor care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă. De asemenea, cei prezenți au ținut discursuri și au mulțumit eroilor pentru pace, precizând că acțiunile de eroism manifestate pe câmpul de luptă nu vor fi date uitării nicicând. 24 august este o dată importantă în istoria Republicii Moldova, spun veteranii care au luptat acum 78 de ani pe câmpul de luptă. Ecoul acestui eveniment din 1944 și astăzi este viu, spun ei. Eu am plecat cu tata meu, el a fost de unul, a plecat la război cu mine și a rămas mama cu patru copii. Amândoi ne-am întors, râniți el cu mâna, eu și mulțumesc că am scăpat și stau în fața dumneavoastră. Vă rog sănătate și război să nu mai fie niciodată. Vroiai, nu vroiai, trebuia să mergem pe câmpul de luptă. În semn de mare și adâncă recunoștință, la complexul Capul de Pod Șerpeni a fost organizat un eveniment amplu în memoria celor care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă. Oamenii au depus flori și au comemorat pe cei trecuți din viață. El a luptat pentru libertate. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, la inițiativa căruia a fost construit complexul memorial Capul de Pod Șerpeni, a vorbit despre importanța evenimentului istoric din 24 august 1944 și necesitatea construirii unui memorial în amintirea eroilor. Noi cu dumneavoastră am fost datori să construim acest monument, să-l facem așa cum ei au meritat, cei care au luptat, care au apărat, acei oameni care au obținut victoria. Moldova trăiește timpuri foarte grele și noi nu știm ce se va întâmpla mâine, ce ne așteaptă mâine. Dar noi ne dorim în acest loc sfânt pace. Este de datoria noastră să ne amintim de acest eveniment istoric de mare importanță despre care trebuie să știe și noile generații, precum și cele care urmează, a menționat deputatul PCRM Diana Caraman. La rândul său, deputatul Partidului Șor, Regina Apostolova, a afirmat că ziua de 24 august a fost și rămâne o lecție pentru noi toți, de curaj, dăruire și patriotism. De asemenea, deputatul și-a exprimat recunoștința că timp de 78 de ani trăim în pace. Noi vrem foarte mult ca acest cuvânt, pacea, ca niciodată să se audă pe toată planeta, în toate țările din lume. Le suntem recunoscători celor care în 1944 au săvârșit o faptă eroică, deoarece toți 78 de ani am avut parte de un cer senin. Depuneri de flori cu ocazia împlinirii a 78 de ani de la încheierea operațiunii Iași-Chișinău au avut loc și în orașul Orhei, din partea reprezentanților echipei Partidului Șor. În urma operațiunii Iași-Chișinău, trupele germane au suferit pierderi foarte mari, cel puțin 200.000 de soldați. Armata sovietică a pierdut peste 13.000 de soldați, iar cea română 8.000. Potrivit datelor oficiale, în cel de-al doilea război mondial au participat aproape 268.000 de moldoveni. Dintre aceștia, în jur de 69.400 nu s-au mai întors de pe câmpul de luptă.